Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și azi vă prezint un nou material semnat de George Hodoroce. Isaac Lakdem, evreul rătăcitor. File de legendă. Evreul rătăcitor este un om mitic nemuritor, a cărui legendă a început să se răspândească în Europa în secolul al XIII-lea. Legenda originală se referă la un evreu care l-a batjocorit pe Iisus pe drumul spre Golgota și apoi a fost blestemat să hoinărească pe pământ până la cea de-a doua venire. Natura exactă a actului nechipzuit al rătăcitorului variază în diferite versiuni ale poveștii, ca și aspectele caracterului său. Uneori se spune că ar fi un cizmar sau un alt comerciant, în timp ce uneori el este chiar portarul casei lui Pila din Pont. Cel mai vechi manuscris existent ce conține această legendă este Flores Historiarum, al lui Roger de Wendover, unde apare în anul 1228 sub titlul Of the Jew Joseph, who is still alive awaiting the last coming of Christ. Evreul rătăcitor a fost cunoscut sub mai multe nume, primul fiind Ahasver, nume adoptat din Ahasveros, regele persan din Cartea Esterei, care nu era evreu și al cărui nume printre evreii medievali era sinonim cu cel de nebun. Acest nume ar fi fost ales deoarece Cartea Esterei descrie pe evrei ca pe un popor persecutat, îmbrășteat în fiecare provincie a vastului imperiu al lui Ahasveros, similar diasporei evreiești de mai târziu din țările în care religia majoritară sau de stat era creștinismul. O varietate de nume au fost date evreului rătăcitor, precum Matatias, Butadeus, Paul Maran și Isaac Lakdem, care este un nume pentru el în Franța și țările de jos, într-o legendă populară, precum și într-un roman al lui Alexandre Dumas, roman ce l-a făcut celebru pe evreul rătăcitor. De unde a pornit totul? Originea legendei sunt incerte. Un început poate fi chiar povestea lui Cain din Geneză, care se termină cu o pedeapsă similară, să rătăcească pe pământ, să semene, dar să nu culeagă, deși fără pedeapsa de a trăi etern. Potrivit lui Joshua Gilboa, mulți comentatori au subliniat că versetul din Biblie se referă la noțiunea de evreu etern rătăcitor. Potrivit altor surse, legenda provine din cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Matei, 16:28. Adevărat gres vouă! Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Credința că discipolul pe care îl iubea Iisus nu ar fi murit a fost destul de populară la începutul epocii creștine, potrivit Evangheliei după Ioan. Dar întorcându-se, Petru a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină s-a rezemat de pieptul lui și i-a zis, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Pe acesta, deci văzându-l, Petru a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zisa Iisus lui, dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează mie. De aceea a ieșit cuvântul acesta între frați, că ucenicul acela nu va muri, dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Un alt pasaj din Evanghelia după Ioan vorbește despre unul dintre slujitorii marelui preot care îl pălmuiește pe Iisus. Anterior, Evanghelia după Ioan vorbește despre tăierea de către Simon Petru a urechii unui slujitor al marelui preot, pe nume Malchus. Dar acel slujitor nu este probabil același cu gardianul care l-a lovit pe Iisus pe drumul patimilor. Și cu toate astea, Malchus este unul din numele date evreului rătăcitor din legenda de mai târziu. Cele două fragmente din Evanghelia lui Ioan. Într-un fragment se povestește că la întrebarea pusă de arhiereul Ana, referitoare la învățătura și la ucenicii săi, Iisus ar fi răspuns că nu a predicat pe ascuns, că tot ceea ce a avut de spus a spus public și că ucenicii sunt cei știuți. Ei trebuie mai degrabă întrebați despre învățătura pe care au primit-o. Atunci, aflăm de la Ioan, unul dintre slujitorii lui Ana l-a pălmuit pe Mântuitor, socotind că răspunsul său a fost insolent. Al doilea fragment din Evanghelia lui Ioan conține o afirmație pe care Iisus ar fi făcut-o ucenicilor săi când li s-a arătat după înviere, referitoare la unul dintre ei. Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu?
Se pare că cele două fragmente au fost alăturate într-un anumit context și interpretate strâns legate unul de altul și astfel s-ar fi născut legenda evreului rătăcitor, una dintre cele mai vechi, mai răspândite și mai fecunde legende creștine. Varianta cizmarului. O altă sursă spune că cel căruia Iisus i-a luat moartea lăsându-i viața până la reîntoarcerea sa nu era un slujitor al lui Ana, ci un cizmar care nu l-a pălmuit când a fost înfărțișat arhiereului, ci l-ar fi gonit disprețuitor când l-a văzut ducându-și crucea spre Golgota sau ar fi refuzat să-i dea un pahar cu apă atunci când Mântuitorul în suferință i l-a cerut. Până și vorbele cu care Fiul lui Dumnezeu i-a pus nemurirea pe umeri evreului rătăcitor diferă și ele de la o sursă la alta. În orice caz, ideea mitului și pilda sugerează că un om evreu i-a greșit lui Iisus și pedapsa dată a fost să nu moară până când Iisus nu va veni a doua oară pe pământ. Pedapsa dată a fost ca evreul să rătăcească, de unde și numele sub care este cunoscut, să colinde pământul și lumea până la dispariția ei, să umble prin istorie până la sfârșitul ei, cu alte cuvinte, să pribegească printre oameni până la apusul lor. Drumurile evreului rătăcitor. De-a lungul timpului, mai mulți oameni au declarat că l-au întâlnit pe evreul rătăcitor, fie că pe acesta îl chema Ahasverus, Matatias, Butadeus și mai ales cel mai celebru nume, Isaac Lacden. Clerici de toate rangurile, oameni credincioși sau călători pasionați, l-au văzut sub diferite chipuri în Italia, în orașele germane, la Bruxelles și în Spania, ba chiar și în Bucovina. Au existat surse necredibile însă, care afirmau că Isaac Lacden ar fi călătorit și prin România. În gazetele timpului, reportajele cu și despre întâlnirile cu evreul rătăcitor făceau senzație. Astfel de întâlniri au fost evocate, credibil sau nu, în publicații din întreaga lume, din America de Nord până în Africa de Sud și din Europa până în Asia sau chiar în îndepărtata Australie. Intervin scriitorii. Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, în plină moda romanelor foileton, Eugène Sue a realizat un imens succes cu evreul rătăcitor. O carte în care nu era vorba decât tangențial despre personajul legendar, dar care se deschide cu o scenă epocală în care evreul și sora sa, care este și ea purtătoare a pedepsei eterne, se află de o parte și de alta a strâmtorii Bering, cea care separă lumea polară, America de Europa. Rătăcitorul stă pe partea europeană, sora sa pe partea americană și amândoi sunt condamnați să trăiască atâta timp cât pe pământ vor mai exista membri ai unei familii numită de Rhône-Pont, răspândită în toată lumea. Alt mare scriitor a fost Alexandre Dumas, autorul francez care l-a imortalizat pe evreul rătăcitor sub numele de Isaac Lacden. Mare succes a avut și o operă scrisă sub Imperiul Momentului de către Jacques Fromental al Vie. Legendarul personaj apare mai profund sau mai marginal și în operele lui Voltaire, Balzac, Rimbaud, Wells, Mircea Eliade, Simone de Beauvoir sau chiar Gabriel García Márquez. Și totuși, cine a fost evreul rătăcitor? La o analiză mai atentă, teologi cunoscuți au identificat pe evreul rătăcitor ca fiind slăbănocul vindecat de Iisus, cunoscut sub numele de Isaac Lacden. Sfânta Evanghelie ne-a istorisit vindecarea unui slăbănoc care zăcea de 38 de ani. Într-o zi cu soare și frumos, o zi senină și plină de lumină, se oprește în fața slăbănocului un om cu chipul blând care îi zice: voiești să te faci sănătos. Acest om era însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Știind Iisus că pe slăbănog îl chinuia boala de multă vreme, dar știind ce păcate grele avea acesta pe suflet, după vindecarea miraculoasă acestuia i-a spus: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Sfânta Evanghelie nu ne spune dacă slăbănogul i-ar fi mulțumit Domnului pentru că l-a tămăduit, dar ne spune că s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut sănătos. Dar se pare că și slăbănogul, ca și mulți alții, a fost nerecunoscător. A uitat îndată de binefăcătorul său și nici nu i-a urmat sfintele învățături. Iisus știa că acel Isaac Lacden nu va deveni un om mai bun și va stărui în păcate, dar i-a mai dat o șansă pe care evreul însă nu a folosit-o. Ba mai mult,
Atunci când Iisus urca cu crucea pe dealul Golgotei, hulit și barjocorit, însetat și nemâncat, s-a oprit în dreptul casei acestui Isaac Lacdem și, văzându-l, i-a cerut să-l lase să se odihnească pe banca din fața casei și să-i dea puțină apă. Isaac i-a replicat aspru: nu-ți dau voie să stai, mergi de aici. Atunci Domnul Hristos i-a zis: de acum încolo să mergi și tu mereu până la a doua mea venire. Și de atunci, acel evreu nerecunoscător trăiește și umblă neîncetat, străbătând pământul în lung și în lat, fără să-i se întâmple ceva, nu poate muri. Se povestește că Isaac ar fi încercat să se omoare mergând prin pustietăți, prin jungle periculoase, și chiar s-ar fi aruncat în vulcanul Vesuviu din Italia, dar nimic nu-i se întâmpla, pentru că blestemul dumnezeesc era și este încă asupra lui. Se povestește că până și animalele sălbatice care vin lângă el îl miros, dar sunt cuprinse de o așa scârbă, încât nu se pot atinge de el, de Isaac Lacdem. Isaac își ispășește pedeapsa de peste 2000 de ani, rătăcind fără de moarte prin întreaga lume. Ce spun evreii mozaici? Desigur, legenda evreului sau jidovului rătăcitor nu a fost favorabilă evreilor. Ea însă a creat un stereotip de om fără patrie, fără casă, în care nu poți avea încredere. Antisemitismul s-a alimentat din trei surse mai des citate: acuzația de deicid sau de trădarea Mântuitorului, de omor ritual, adică de utilizarea sângelui de creștin pentru pregătirea azimei de Pesach, și acuzația de complot împotriva omenirii în scopul înrobirii acesteia, concretizată în falsele protocoale ale Sionului. După clericii mozaici, jidovul rătăcitor este o legendă adițională la sacrificarea Mântuitorului, folosită mai târziu ca pretext pentru persecuții și abominabile crime îndreptate împotriva poporului evreu, culminând cu Holocaustul celui de-al doilea război mondial. E limpede că legenda jidovului rătăcitor este o făcătură care nu se bazează pe Noul Testament. O asemenea scenă nu ar fi scăpat nerelatată de evangheliști. Pe fondul acuzei de deicid s-a adăugat ca un apocrif și această legendă. Literatura a mai reflectat cazuri de evrei acuzați prin extrapolare: Shylock, cămătarul lui Shakespeare, evreul Sius, Joseph Oppenheim, eroul lui Feuwanger, care descrie un caz real, și alții. De la evreul rătăcitor la Holocaust, antisemitismul a făcut mai mulți pași pe un drum presărat cu crime și acuze din cele mai absurde. Cultul mozaic. Șansa evreului rătăcitor. Conform Bibliei, ispășirea lui Isaac va avea loc odată cu cea de-a doua venire a lui Iisus pe pământ, adică ceea ce se numește teologic parusia. Această credință se bazează pe profețiile din evangheliile canonice și în special pe escatologiile creștine și islamice. Creștinii în general cred că evenimentul anticipat este prezis în profețiile biblice mesianice. Aceste profeții includ învierea generală a morților, judecata finală a celor vii și morți și restabilirea completă a regatului lui Dumnezeu pe pământ. Dar părerile despre natura lui Iisus în trup sau spirit la a doua venire a sa diferă de la o confesiune creștină la alta. Tot din Biblie aflăm și principalele semne care vor indica cea de-a doua venire a lui Iisus. Multe dintre aceste semne sunt îngrozitoare și înspăimântătoare. Profeții ne-au avertizat că pe pământ vor fi mari conflicte, ticăloșii, războaie și suferințe. Profetul Daniel a spus că vremea de dinainte a celei de-a doua venire a Mântuitorului va fi o vreme de strâmtoare, cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Dragostea oamenilor se va răci și nedreptățile se vor înmulți și toate lucrurile vor fi tulburate și groaza se va abate asupra tuturor oamenilor. Ne putem aștepta la cutremure, boli, foamete, mari furtuni, fulgere și tunete, așa cum ne avertizează evanghelistul Matei. Deci, cu alte cuvinte, omenirea va avea de suferit și de ispășit mult pentru ca Mântuitorul să se reîntoarcă. Și atunci, și patimile noastre, chiar și ale evreului rătăcitor Isaac Lacdem, vor lua sfârșit. Dragi prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și împreună cu George Hodorogea, vă mulțumim pentru interesul cu care ne urmăriți.